Bine v-am regăsit la ora de fotbal adevărat. Do you want the job or not, Lee? Se întreabă cei de la Sun, cred, aici, referitor la selecționerul, că e selecționer al Angliei. Interimar sau nu, el în momentul ăsta este selecționer al Angliei. To Lee or not to Lee? Am putea să adaptăm noi așa, mă și mir că n-au dat titlul ăsta încă nimeni. E o discuție referitoare la naționala Angliei și referitoare la Lee Carsley, care este selecționerul interimar al acestei echipe. Discuția, evident, apare în urma unui eșec, că după victorii lucrurile mergeau foarte bine înainte de această fereastră a echipelor naționale. Se vorbea foarte frumos despre Lee Carsley. Vorbea Stones, a fost la conferința de presă și a spus că este un fel de Guardiola, că are niște metode extraordinare. Ce-i drept, dacă ne uităm la fotbalul pe care l-a prestat Anglia în aceste meciuri, în aceste două meciuri, și de când a venit el, mai bine zis, de când el e pe bancă, pare un pic altceva, pare ceva mai, cum să-i spun, mai vesel. Pare un pic mai optimist, așa, e mai liber. E ca și cum ar fi dat drumul așa le-ar fi dat drumul jucătorilor din hățurile în care îi ținea Gareth Southgate. Ok. A venit însă eșecul cu Grecia și deja oamenii au început să se întrebe, băi, stai, domne, puțin, ce facem? Că Anglia, în caz că ați uitat, vă reamintesc eu, acum este retrogradată. Este în al doilea eșalon, al doilea palier al Ligii Națiunilor. Eu merg pe etaje. E penthouse-ul în care stau, întotdeauna am folosit comparația asta, penthouse-ul în care sunt granzii, etajul superior, parterul și mai apoi demisolul, la care mai vin și alte, și mai apoi subsolul, în fine. Ei au coborât de la penthouse Anglia și sperau ca în această grupă, acum serios, cu Anglia, cu Grecia, Finlanda, sperau ca lucrurile să se rezolve. Au mâncat bătaie acasă de la Grecia și au început să apară întrebările. Și au început să apară și declarațiile. Must do better, zice el despre el, după care spune, da, cred, simt. Are o declarație foarte ciudată, că de aici vine și întrebarea asta. Băi, vrei sau nu vrei? Că să ne înțelegem și noi. E o declarație un pic ciudată. El spune, domne, știu, Anglia ar avea nevoie de cineva după meciul cu Anglia, după meciul cu Grecia pierdut, ar avea nevoie de cineva care să aibă un CV, care să fi câștigat niște trofee. El a câștigat niște trofee totuși, că singurul trofeu la nivel de echipă națională de fotbal, bărbați, Anglia este cel câștigat de el cu naționala de tineret în turneul ăla european pe care l-am organizat și noi aici, noi cu Georgia, dacă vă duceți aminte. Da, da, de înțeles că parcă nu ar vrea, că parcă presiunea e cam mare, după care evident că după această victorie în următorul meci cu Finlanda a nuanțat discursul. Stai puțin că parcă n-am zis așa, am zis că trebuie să fim pregătiți, dar că da, este mult de muncă și de ce nu am putea să aș putea să duc mai departe. I'm not finished, adică nu sunt terminat, iar această victorie în fața Finlandei îi dă speranțe lui că se va duce Anglia mai departe. Mai sunt de jucat meciuri. S-a schimbat formatul adică poate și câștiga Liga Națiunilor Anglia, de ce nu? S-a schimbat formatul, dar mai sunt meciuri în care Anglia poate trece peste Grecia și se poate duce, poate promova la locul ei, cum se spune. Senzația este însă cea pe care o spunea așa poate ca un om cu picioarele pe pământ, o spunea domnul Lee, Mr. Lee, domnule, Anglia chiar are nevoie de un selecționer mai strong, ca să nu zic altfel. Un selecționer care să se adapteze cumva și să fie la înălțimea personalităților din lot. E foarte greu să fii selecționer. Lui Southgate a fost greu, dar Southgate, cumva, acești jucători au crescut cu el. Când a preluat Southgate echipa, nu aveau anvergura pe care o au acum toți. Începând cu de sus cu Harry Kane și terminând inclusiv cu portarul, cu Pickford, cu Bellingham, cu Foden, cu Bukayo Saka, cu cine mai vreți pe acolo, inclusiv cu Mainu și cu Stones și cu Kyle Walker. Și e greu
să vii în vestiar ca ăsta, într-un vestiar ca ăsta. Anglia e păstrând proporții, un fel de Real Madrid, așa. Real Madrid, știu și eu, Manchester City, Barcelona. Adică acolo trebuie să vii și să, când apare acolo, să se facă un pic de liniște. Până să ai tu metode. E greu să ai metode. E greu să te impui cu metode la o echipă națională. E un lucru pe care trebuie să-l înțelegem o dată pentru totdeauna și eu l-am spus, l-am scris pe vremea când a fost adus Răzvan Lucescu la echipa națională și toată lumea atunci m-a acuzat că am eu ceva, sunt subiectiv și că sunt eu prieten cu Răzvan, da, cu care am fost coleg de liceu. În fine, el e mai mare ca mine. Da, sunt prieten cu el, dar asta e altă discuție. Un antrenor de echipă națională nu are timpul pe care îl are un antrenor de echipă de club. Poate să aibă metode, poate să aibă, să fie extraordinar de pregătit și să facă niște antrenamente speciale, n-are când să le facă la echipa națională. La echipa națională trebuie, situația noastră de exemplu, un antrenor care să se impună în fața vestiarului. La noi a fost simplu, Mircea Lucescu. Apropo despre echipa României, probabil că o să vorbim mai pe îndelete joi la Breaking the News. Plus un antrenor care să știe meserie, dar să și impună respect. O fi Mr. Lee, to be or not to Lee, aici este o discuție. Dacă jocul ar fi mers, dacă Anglia ar fi bătut și ar fi zdrobit adversarii și ar fi arătat extraordinar, da, lucrurile ar fi fost destul de limpezi, în sensul că și Gareth Southgate, tot interimar a fost și până la urmă a rămas principal. E, jocul a scârțit, meciul ăsta cu Grecia a arătat așa o primă ieșire în decor care a început să aducă niște semne după sine, niște semne de întrebare. Domn' o fi sau n-o fi? Deocamdată întrebarea rămâne. Deocamdată întrebarea rămâne și pentru că ăsta este principalul adevăr, Anglia în momentul ăsta nu are o variantă de selecționer, să pună un selecționer, ca să vorbim mai pe șleau, un selecționer care să întrunească toate aceste calități. Să aibă și valoare, să aibă și, înțelegeți, să aibă și CV și așa mai departe. Dar despre asta este imediat în subiectul următor. Titlul este în spaniolă și este de la un ziar din Catalunia. Subiectul e Guardiola, catalan. Însă, în principiu, subiectul este național Anglii, despre care am vorbit în primul subiect al orei de fotbal adevărat de astăzi, pe noul meu canal de YouTube, Andrei Niculescu Eurofotbal. Găsiți defalcate toate subiectele pe zone, pe interese, cum vreți să le spuneți. Am vorbit despre greutățile naționale Anglii de a găsi un antrenor pe măsura superstarurilor din lot și de problemele lui Mr. Lee, așa am spus eu, selecționerul interimar, care într-un fel cam oscilează așa între a, parcă ar pleca, dar parcă aici n-ar pleca. Anglia visează la Guardiola. Și visele astea se bazează pe ceva. Anglia mai visează și la Jurgen Klopp. Despre Jurgen Klopp vorbim puțin tel mai târziu, pentru că s-a aflat până la urmă, spuneam eu săptămâna trecută, și salariul pe care o să-l ia de la Red Bull. În fine, visează la Guardiola și la Klopp pentru că sunt cei mai buni antrenori care au activat acolo și care într-un fel sau altul au ieșit sau urmează poate să iasă, cazul lui Guardiola, din circuitul Premier League. Guardiola termină contractul în vară. Manchester City a făcut publică plecarea, deja a oficializat despărțirea de Chiki Beghiristain, despre care am vorbit săptămâna trecută. Tot săptămâna trecută și cred că de la mine ați aflat prima dată numele celui care vine în locul lui, Hugo Viana de la Sporting Lisabona. Ok. Asta este în strânsă legătură cu Guardiola. Legăturile între Beghiristain și Guardiola sunt limpezi. Guardiola termină contractul și e foarte evaziv. Ultimul interviu pe care l-a dat și pe care l-am citit chiar luni de dimineață, zice, domne, am nevoie de timp de gândire, nu e o decizie așa ușoară, parcă aș vrea să stau, dar parcă n-aș vrea că mă gândesc, parcă aș vrea să stau, dar parcă mă și gândesc că sunt totuși ani mulți și că ciclurile la care, despre care vorbeam eu, 4-5 ani maxim sau că am făcut, e pe care să le dublăm, practic, să mergem spre 10, e cam mult, e...
Încep așa niște discursuri pe la Manchester City, ăsta, plus plecarea, care pe mine mă duc cu gândul că pe acolo, pe undeva, prin interior, oamenii încep să se gândească, bă, nu cumva om la o pedeapsă de să ne sară capacele. Foarte posibil. E o supoziție, procesul ăla încă n-a început și e de durată, dar o pedeapsă sigur va fi pentru Manchester City. Ok, Guardiola a zis, domne, dacă e ceva, eu rămân aici, că eu clubul ăsta fac drept. Ok, dintre a zice și a face distanță mare. Anglia sigur că visează la Guardiola și din ceea ce a spus el, ar visa și el. Acum, este Guardiola tipul ăla de antrenor pe care să-l mutăm la o echipă națională? În loc să facă antrenamentele alea de zi cu zi, zi după zi, zi după zi, să-l mutăm la o echipă națională unde să stea două săptămâni degeaba și să urmărească jucătorii și apoi să facă trei antrenamente și să fie nevoit să joace? Ok, turneu final, un pic altceva. Dar meciurile astea nu sunt pentru un antrenor de tip Guardiola, a obișnuit să trăiască, așa cum spuneam, în ritmul ăsta, zi după zi. Și având încă energie. E o întrebare asta. El a mai spus că în mintea lui așa, în planurile pe care și le-a făcut, ar fi să treacă pe la toate, prin toate campionatele. Deocamdată are trei. Mare de trecut prin Franța și prin Italia. Tot săptămâna trecută, la subiectul Jurgen Klopp, pe care îl găsiți pe canalul meu, de nou meu canal de YouTube, Andrei Niculescu Eurofotbal, am vorbit despre această nouă echipă care se înființează la Paris, cu Red Bull, cu implicare Red Bull, dar și a familiei Arnaud, LVMH, Louis Vuitton, Metax, nu mai știu ce era, Hennessy și așa mai departe. Găsiți, știți despre ce vorbesc. Și mă gândeam eu că ar putea să fie o legătură. Bun, două campionate mai rămân. Italia pare... Pare un pantof cam strâmt așa pentru piciorul foarte mare pe care trăiește Guardiola ca antrenor și financiar vorbind. Iar Franța nici atât. Poate că un nou proiect l-ar tenta. Însă nu se duci la PSG. În fine. Dar că englezii vizează și visează la un astfel de nume... este cât se poate de limpede. Guardiola ar veni și ar aduce exact chestia asta. Ar aduce plus valoare pe banca de rezerve. O plus valoare pe care n-a adus-o nici Southgate și pe care nu are nici Lee Carsley în momentul ăsta. Problema este însă, dincolo de toate, se leagă și de bani. În sensul că Guardiola, aoleu și vai de mine, nu e cel mai bine plătit antrenor din lume în momentul ăsta, că i-a luat fața Mancini. Cum a reușit Mancini? Cineva îmi spunea că se vede că am ceva cu Fonseca. Am ceva și cu Mancini. Cum a reușit Mancini să facă chestiile astea? Nu înțeleg. Mancini, cel mai bine plătit antrenor din lume, apoi vine el. Aoleu, păi banii ăștia, federația din Anglia îi dă în 4 ani. Pentru că Anglia este aici. Asta este, sub asta urmează posibilitățile Angliei. Și ăștia sunt antrenorii. Ăștia sunt antrenorii în momentul ăsta. Să te gândești la un antrenor din ăsta de 20 care să vină pe 5. Ok, doar așa pentru că ar vrea el să aibă, el să demonstreze și așa mai departe, o poți face. Logica de bun simț spune că nu e nicio șansă și că mai degrabă Anglia trebuie să se orienteze totul spre Graham Potter, de ce nu, care e liber, sau cum eu cred că se va întâmpla, să rămână pe mâinile lui Lee Carsley. Dacă îl vedeți aici pe Jurgen Klopp, puțin mai târziu avem și un subiect cu Jurgen Klopp, deci și trecerea lui la Red Bull. Cam asta e situația. Anglia visează la Guardiola. La ce o visa Guardiola însă? Că de chestia asta se leagă foarte multe lucruri. La un moment dat poți să faci, când ai un vis, când îți dorești. A făcut-o Gündoğan, de exemplu. Au făcut-o mulți. A făcut-o Mbappé. Visez și eu, am un vis. Dom'le, visez să antrenez o echipă națională. Ok. El fiind catalan, e mai greu să antreneze naționala Spaniei. Dar naționala Angliei, de ce nu? Aici naționala Germaniei în discuție. Aici e discuția. Asta este întrebarea. Ok. Anglia visează la Guardiola. Întrebarea este la ce visează acum Guardiola? Rămânem la echipele naționale. Mai devreme am vorbit despre Anglia. Două subiecte am avut despre Anglia prezent și visele
numit, visul numit Guardiola. Mbappé. O escapadă obișnuită, dar simbolică, zice L'Équipe. În vreme ce Le Parisien zice că Mbappé e un voiaj la Stockholm care va aduce, va avea consecințe. Ar putea să aibă consecințe. Discuția e simplă. Kylian Mbappé s-a spus că este accidentat. S-a accidentat la Real Madrid. 3 săptămâni de pauză, domne, pericol, am făcut și noi subiectul aici, Mbappé s-a accidentat, aoleu, și vai de mine, pericol, domne, Ancelotti, nu l-ai scos până la final, serios, adică puteai să faci asta, era meciul liniștit, puteai să faci chestia asta și uite că l-ai pierdut pe Ancelotti, nu, pe Mbappé, nu se știe dacă joacă în Clasico, ok, liniștit, a jucat săptămâna următoare. Nu s-a dus, n-a fost convocat la Naționala Franței pentru că el era accidentat la momentul că telegramele astea se trimit cu ceva vreme. S-a dus omul în, fix în ziua în care Franța juca la Budapesta cu Israel, Kylian Mbappé era la Stockholm. O să vă întrebați ce căuta la Stockholm. Nu intru în discuția asta, în subiectul ăsta, că nu e genul meu. Nu e genul meu nici motivul pentru care s-a dus el la Stockholm și nici genul ăsta de abordare, genul ăsta de discuție de tipul ăsta, legat de tipul ăsta. Puteți căuta anumite lucruri, se știu anumite lucruri despre anumite orientări ale lui, care pe mine mă lasă absolut indiferent, mie mi-este absolut indiferent, fiecare cu treaba lui. Cam de-aia ți-a dus. Stockholm e ușor de găsit și ușor de intuit. Să fie sănătos, să fie sănătoasă toată lumea. În L'Équipe însă, se spune așa, e un nou episod, o nouă secvență din suita unor secvențe ratate și simbolice cumva, în materie de comunicare cu jucătorul, în vreme ce Le Parisien spune din sursele pe care le are că Mbappé le-ar fi transmis celor lui Deschamps și celor de la Federație, băi, știți ceva, pe mine să mă chemați la meciurile importante, nu vin eu la Israel, serios. Ai garanție că nu vin. Eu nu mai pot să vin la meciuri decât la meciurile importante. Ok. Asta ar fi așa o chestie de culise. Faptul că L'Équipe, Le Parisien și presa din Franța au așa ceva cu Mbappé, un dinte așa, pentru cum a plecat, pentru ce a făcut, în fine, o soi de trădare, așa o văd jurnaliștii francezi, este cât se poate de clar. La fel de clar, în cealaltă parte a monedei, cele două ziare din Madrid n-au scris un rând, un cuvânt n-au scris despre asta. Pentru că pe ei nu interesează. Omul n-a plecat de la, adică n-a chiulit, n-a plecat, adică omul trebuia să vină la antrenamente și el era la Stockholm și l-a sunat pe Ancelotti și a zis, doamne, mă simt rău. Cum a făcut Rashford mai de mult când era până Irlanda de Nord. Irlanda, nu mai știu unde a fost și Rashford. Sau Scoția, a fost și el, a plecat pe undeva. Omul era în ziua liberă. Din punct de vedere al lui Real Madrid, nu ai nimic de reproșat. Din punct de vedere al Franței, ai multe de reproșat și asta se adaugă la imaginea asta din ce în ce mai aproape controversată, mai deformată, pe care o are Kylian Mbappé în acest moment. Că evident că francezii și-l doresc la echipa națională, vine mereu, e totuși capitanul, adică serios, am făcut niște eforturi, adică uite, nu l-am pus pe Griezmann, care poate merita să fie capitan, te-am pus pe tine, Griezmann s-a supărat, uite, s-a retras, acum tu nu mai vii, am rămas și fără Griezmann, am rămas și fără Mbappé. Poate fi și fără amândoi, poate fi un discurs de genul ăsta. Ok, pe de altă parte, Kylian știe că e numărul 1 la Naționala Franței și, ok, fiind numărul 1, câtă vreme are aprobarea lui Deschamps, care la rândul lui are un cec în alb așa din partea președintelui Federației, care se tot schimbă, dar el rămâne, lucrurile merg înainte. E însă, ideea asta, din punct de vedere al imaginii, e un pic în suferință, în Franța. Din punct de vedere al imaginii, în Spania, care interesează pe el, și anume la Madrid, și în general în Spania, lucrurile deocamdată sunt în derulare, sunt abia la demaraj. Omul abia a venit, se pune la punct, nu-i ușor, nu-i ușoară acomodarea, indiferent cum te cheamă și de unde vii, se pune la punct și pentru cei de la Real Madrid lucrurile sunt, cu câte vreme nu se cere la echipa națională, oamenii sunt foarte mulțumiți. Excelent, bine că nu se duce, să fie sănătoși. Francezii ar spune madrilenii,
francezii ar scoate un merd, așa, și sigur că s-ar uita în pieziș și spre Real Madrid, dar mai ales spre Kylian Mbappé. Eu cred că discuțiile vor ajunge cumva la un consens. Eu cred că peste o lună îl vom vedea pe Mbappé la următoarele, ultimele meciuri din Liga Națiunilor. Că dacă nu vom vedea, atunci abia s-ar putea să avem un caz. Deocamdată avem o discuție și o idee pe care o zice Le Parisien, s-ar putea să aibă urmări. Rămân la Real Madrid. Mai devreme am vorbit despre Kylian Mbappé, dar în contextul naționalei Franței, nu în contextul Real Madrid, pasager era vorba de Real Madrid. Ok. Pe canalul meu de YouTube, Andrei Niculescu Eurofotbal, găsiți și subiectul Mbappé și subiectele dedicate naționalei Angliei și special visului Angliei de a-l pune pe Guardiola selecționer. Un vis poate să fie și Florian Wirtz pentru Real Madrid. Mai degrabă un obiectiv. Real Madrid e genul de club care nu visează, care are obiective. Să visezi nu-i interzis, este foarte bine. Dacă nu visezi, rămâi așa închistat, încleștat așa în niște mediocrități. E bine să visezi. Asta e e foarte bine să visezi și să te gândești. Dar Real Madrid nu visează. Real Madrid are obiective. Pentru că Real Madrid, ce să mai viseze Real Madrid? Real Madrid își permite să aibă obiective de cel mai înalt nivel. Iar Florian Wirtz este. Pentru că este un jucător de cel mai înalt nivel. A devenit. Este noul Bellingham. Am vorbit, dacă vă aduceți aminte, despre săptămâna trecută, despre faptul că îl vrea toată lumea pe Florian Wirtz. Găsiți pe canalul meu de YouTube povestea. Că Real Madrid îl vrea, este limpede. Zice AS a fuego lento, adică la foc mic. Și discuția de aici din interior este că Real Madrid urmează strict aceeași linie ca la Jude Bellingham. Întâmplător, un rol foarte important la transferul lui Bellingham l-a avut familia. Tatălui, mama lui, ei sunt o familie de sportivi care s-a sacrificat pentru cei doi copii, pentru cei doi Bellingham. Unul a rămas tatăl în Anglia, mama a plecat cu el la Dortmund. Dar uite că sacrificiile pe care le faci pentru copil, în general, sunt în regulă. La Florian Wirtz e același lucru. Tatălui, care este și persoana, ba mai mult decât tatăl, care este și persoana lui de încredere, așa, este și impresar. Foarte mult. S-a spus că Real Madrid a acționat foarte inteligent, s-a dus foarte inteligent la părinți. Dincolo de Bellingham s-a dus la părinți. Cam la fel se intuiește că se va întâmpla și cu Florian Wirtz, al cărui preț însă s-ar duce undeva la 150 de milioane. Ok, dacă pe Bellingham s-a dat 100, că așa a fost discuția, înțeleg, a fost un fel de compromis între el și Borussia Dortmund, pe Florian Wirtz te duci mai sus, că e un pic altceva. Real Madrid îl vede și s-ar putea să fie, îl vede noul Toni Kroos pe Florian Wirtz. Un pic mai avântat așa este el, mai sus un pic Florian Wirtz. Dacă m-ar întreba pe mine, dar nu mă întreabă nimeni, eu l-aș vedea încercat în poziția asta pe Arda Güler. Naționala Turciei îl joacă pe Arda Güler pe această poziție. Pe poziția asta de Toni Kroos, de organizator. Arda Güler, dacă vă uitați la meciurile Turciei, organizează jocul Turciei. Ar putea să-l încerce și Ancelotti, mai ales că Naționala Turciei are selecționer italian, Ancelotti e italian, adică se pot înțelege. Florian Wirtz, Toni Kroos, mai degrabă nu. Da, băiatul este încă tânăr și e limpede că are un talent și din comun și e limpede că este un obiectiv. Obiectiv este și pentru Bayern și am vorbit despre asta tot aici, tot pe canalul meu de YouTube găsiți, sau pe contul meu de TikTok, mai ușor. Este obiectiv pentru Manchester City, dar Manchester City, să vedem, și este obiectiv pentru Barcelona în 2026 însă, când vor fi alegeri. Atunci, în 2026, președintele Laporta ar vrea să dea o lovitură. Și Wirtz ar fi un nume. Bun.
Ce e interesant însă aici, în continuare, este că Real Madrid își schimbă cumva strategia în materie de transferuri, urmarea acestor probleme pe care le are. S-a accidentat Carvajal, iar revenirea lui Alaba, care ar trebui să se producă, nu se produce anul ăsta, se pare. Și nu se știe cum se va întâmpla, ce se va întâmpla cu el. Așa că Real Madrid caută un fundaș dreapta, un fundaș central, astea sunt prioritățile și mai apoi vine acest cerebro, cum îi zic ei, creier, mijlocașul, strălucitorul, spectaculosul, cum se glezna, și anume Florian Wirtz. Ok, sunt o grămadă de nume, mai discutăm despre asta, puțin mai târziu vorbim despre Jonathan Tah, unul dintre numele și variantele pe care le are Jonathan Tah, că este și la Real Madrid, dincolo de Alfonso Davies. Ideea este însă asta, ăsta era subiectul, Real Madrid gătește lent așa, mai pune un pic de condimente, lasă să fiarbă acolo, mai pleacă, mai vine să se așeze, mai pune ceva, mai dă ceva, mai dă un telefon, se mai duce cineva, mai vorbește, mai convinge, mai cheamă pe cineva. Cam asta e strategia, pare să fie strategia lui Real Madrid în materie de Florian Wirtz. Lamine se întoarce acasă. Mare bucurie la Barcelona că s-a întors Lamine Yamal. Acum să vedem cum s-a întors. Eu o înregistrez luni de dimineață. Știrea e destul de proaspătă, de duminică seară. Duminică seară, surprinzător, s-a aflat că Lamine Yamal a fost trimis acasă. Lamine Yamal este în momentul ăsta jucătorul care primește cele mai multe faulturi și produce în consecință și cele mai multe cartonașe. În toată Europa. Ok. S-a văzut și meciul cu Danemarca și s-a văzut și în alte meciuri. În Spania, când se joacă pe teren propriu, poate că e un pic de protecție. Acum Spania urma să joace cu Serbia. Aoleo și vai de mine, ăla e meci greu. Și sârbii s-a văzut în meciul tur de la Belgrad. Că pe Lamine Yamal îl caută toți să-l busculeze, să-l lovească, este limpede. Ăsta e fotbalul. Fotbalul de astăzi este foarte mult fizic. Lamine Yamal la 17 ani n-are fizicul. Nu are fizicul ăla cu care să se lupte, nu e Haaland. Haaland nu e alt, nu e nici măcar Vinicius. Nu e Vinicius, nu e Rodrigo, ca să rămân la Barcelona, nu e Rafinha. Acum oamenii sunt totuși formați. Uitați-vă cum arăta Vinicius la 17 ani sau imediat când a venit la Real Madrid, cum arată acum. Oamenii sunt formați, sunt. El nu, și e normal că atunci când ești lovit, că astea sunt strategiile din fotbal. Să te resimți. El zice că aici are o sobrecargă, adică o încărcătură musculară, pentru că ești nevoit să alergi, te lovești, te ferești, faci tot felul de mișcări. Astea, ca să eviți loviturile, intră ăia pe tine, îți dă cu umărul. Mai aluneci. Ăsta e fotbalul, fundașii nu stau să spună, domne, stai puțin, că e la mine amal, să-l respectăm totuși pe băiat. Nu, noi trebuie să câștigăm meciul pe el. Asta e, o să-l speriem. Cum se zicea pe vremuri, începe meciul din cabine, de la cabine. Asta este riscul la care trebuie să se supună Lamine Yamal și la care trebuie să se supună Barcelona. Ok, Naționala Spaniei se va descurca probabil. Și a câștigat meciul, a trecut pe primul loc. În fine, se va descurca probabil și fără Lamine Yamal, care meci de jucat pe teren propriu cu Serbia. De văzut acum în ce fel s-a întors la minimal și în ce măsură poate fi el folosit de Hansi Flick, despre care AS, care e un ziar apropiat de Real Madrid, dar care are subiectele sale legate de Barcelona, vorbește în termeni foarte frumoși. E așa un fel de Barcelona Confidential. Asta a fost un documentar, Barcelona Confidential, pe care dacă nu l-ați văzut, vă invit să-l căutați, că eu cred că se mai găsește pe YouTube. Chiar așa se numește, Barcelona Confidential. E vorba de prima perioadă de început incipientă de la primul mandat al lui Joan Laporta. Și o să vedeți acolo, o să-l vedeți pe Laporta, o să-l vedeți pe Sandro Rosell, cel care a fost după el. Dacă nu cumva mă înșel, apare și Bartomeu, care era și el pe acolo, Ferran Soriano, care e la City, Beghiristain, care e la City, apare Ronaldinho, sunt multe lucruri. Ăla a fost un documentar, dacă nu mă înșel eu, prima incursiune așa în culisele unei echipe importante din fotbalul european. Un fel de Barcelona Confidential este și asta.
Și zicea sub imaginea lui liniștit așa și foarte calmă, se ascunde un antrenor cu foarte multă autoritate. Omul nu acceptă, de exemplu, întârzierile, adică antrenamentul e la 11:30, știți ceva, la ora 9:30 toți punct aici. Jules Koundé a întârziat la una din... a avut câteva minute întârziere și n-a jucat în victoria cu Alaves. Foarte bine. Micul dejun se ia împreună. Asta este un concept pe care și Guardiola îl avea, care de ieșise la Xavi nu se practica, pe semne că pe Xavi le enerva chestia asta când era jucător și a schimbat-o. Acum la Hansi Flick se întoarce, pentru că fiecare trebuie să stea împreună, să mănânce ceea ce li se dă, prânzul de după antrenamente, din nou împreună, pentru că fiecare are dieta lui strict stabilită și tot felul de alte norme după meciuri. Înainte de meciuri, nu se mai vine direct la stadion cum se întâmpla pe vremea lui Xavi, venea chiar și înainte de Clasico și pe vremea lui Koeman. Înainte de Clasico, iar a fost un subiect acum câțiva ani, a venit Pedri care debuta în Clasico pe vremea lui Koeman acum câțiva ani, când a fost primul Clasico al lui Pedri, n-avea carnet, a venit cu taxiul la momentul ăla. Acum se vine de dimineață, se mănâncă micul dejun, se face un mic antrenament și asta e o altă noutate, antrenament în ziua jocului. Apoi merg la hotel și se odihnesc până la ora la care se joacă meciul. Vorbesc de meciurile pe teren propriu. Iar meciurile din deplasare, care se termină târziu, mai târziu, de ora 7, 6, în speță la ei, că sunt meciurile de 5 de la noi, 6, 7 cu totul, se rămâne acolo. Dacă se termină, dacă meciul începe de la 7 sau seara, nu se mai întorc jucătorii, rămân acolo, se odihnesc la hotel și pleacă a doua zi de dimineață. Sunt niște lucruri noi pe care încearcă să le pună în aplicare Hansi Flick, a cărui filozofie și educație nemțească pare să că deocamdată s-a mulat așa, s-a potrivit pe ceea ce a găsit el la Barcelona și pare că, într-un fel sau altul, e ceea ce trebuie acolo. Jonathan Tah, un gigant pentru Inter, zice Gazeta dello Sport. Acum, sigur, Inter... Este un club care își permite să se gândească, să gândească în aceeași direcție cu Real Madrid, cu Barcelona, cu City, cu Bayern și așa mai departe. A urcat pentru că are, după părerea mea, cel mai bun președinte, care acum e președinte și e șeful, e boss of the boss acolo, bossul boșilor, și anume Beppe Marotta. Și își permite la nivel instituțional să se gândească. Ok, Jonathan Tah este o țintă. 28 de ani, liber de contract. Gratis. Ăsta este marele avantaj. Că e gratis. Bayern a încercat să-l ia în această vară. A încercat, tocmai că a intuit că dacă Jonathan Tah rămâne liber de contract... mai bine îi apar probleme, mai bine îl ia cu sumă de transfer decât să intre într-o licitație pe care și-o dorește probabil și el, dar și impresarul jucătorului. E, aici e discuția. Ce șanse are Inter să-l aducă pe Jonathan Tah? Să zicem că are. Niciodată nu știi ce poate fi în mintea jucătorului, ce poate fi în mintea familiei. Dom'le, Milano, poate vreau să mă duc la Milano. De ce să mă duc? Da, vreau eu să merg la Milano, îmi place. Soția sau cine mai știu eu, cine vrea să meargă la Milano? E un detaliu. E un reper care nu trebuie neglijat. Niciodată nu trebuie neglijat. Și mai apoi sunt banii, comisioanele pe care le poate da un club din Italia, le poate da un club din Spania, le poate da un club din Germania. Prietenia! Ce transferuri a mai făcut? Și aici ajungem la impresarul lui Jonathan Tah, ca să lămurim un lucru foarte clar. Totul se leagă de impresar. Impresarul lui Jonathan Tah este Pini Zahavi. Cine e Pini Zahavi? Păi Pini Zahavi este impresarul lui Hansi Flick și al lui Lewandowski. Am putea să spunem case closed. Da, era impresarul lui Lewandowski și când l-a dus pe Alaba la Real Madrid. E, că același lucru, adică tot impresarul lui Lewandowski era și tot prieten cu Laporta era când l-a dus pe Alaba la Real Madrid. Pentru că Alaba și-a dorit să meargă la Real Madrid.
Ce își dorește acum jucătorul, având pe masă niște variante, e posibil să mai apară. Pentru că Bayern rămâne în discuție, el e totuși neamț. Bayern rămâne o discuție în sensul ăsta. Ce își dorește acum jucătorul, asta rămâne să vedem. Ce își dorește impresarul? Păi impresarul, în general, își dorește cine de mai mult. Ok, eu sunt prieten cu tine la Porta, dar știi ceva? Pinizavi, numele lui spune totul, știi, în materie de business. Știi ceva? La Porta, eu sunt prieten cu tine. Dar dacă vine Perez și de mai mult, îmi pare rău. Prietenia noastră, cimentată la momentul transferului lui Neymar, când Neymar s-a transferat de la PSG, de la Barcelona la PSG, pardon, s-a făcut tranzacția prin intermediul unei firme, unei case, unei firme, de impresariat al lui Pinizavi, cu cine? Cu Laporta. O avea cu Laporta și cu băiatul lui Laporta. Opa, între timp s-a închis, că nu s-a mai, s-a închis firma respectivă, dar prin aia s-a făcut și prin aia s-au luat comisioanele și prin aia s-au luat banii. Ok, suntem prieteni, dragă Joan, dar știi ceva, vine Florentino și dă bani, mai mult ce să fac. Asta e și mie și jucătorului, suntem prieteni, dar fotbalul e pe bani. Asta e situația lui Jonathan Tah. Un fel de Rüdiger. Real Madrid nu gândește rău. Oho, dacă îl aduce și pe Rüdiger, îl aduce lângă Rüdiger pe Jonathan Tah, face un zid. Plus Militao. E un zid acolo. Este un zid. Multe voci spun că ar veni inclusiv Xavi Alonso din vara viitoare cu formula lui în 3. 3 fundași central, că el joacă 3. Jonathan Militao, Tah, Rüdiger, sau invers, Rüdiger, Militao, Tah, cum vreți să-i spuneți. Tah e orientat mai spre stânga. Cu Alfonso Davies și cu partea dreaptă, cine mai fi? Așa se leagă lucrurile, așa se fac discuțiile, dincolo de ceea ce mai citiți prin diverse site-uri și tot felul de lucruri, baza conii. Multe se fac așa. Multe se fac în zona asta a dedesubturilor. În spatele ușilor închise, nu pe masă, sub masă, se fac foarte multe din aceste tranzacții. Vom vedea. Jonathan Tah, eu cred că va rămâne un subiect și va fi un subiect în dezbatere mult timp de acum înainte. Hai să ajungem și la Manchester United, că eu cred că vă era dor de Man United. Nu, în perioada asta n-am vorbit de Man United și pare că e ciudat. Asta este prima pagină din Sun. San zice așa, la meciul cu Aston Villa, după meciul cu Aston Villa, în vestiarul lui Man United s-a găsit un telefon care a înregistrat tot. Ok, au găsit telefonul. Ba, cei de la San zic, dom'le, noi avem telefonul și avem și ceea ce s-a discutat, dar din motive de deontologie, noi nu o să publicăm ceea ce s-a discutat. Aici, mai departe, se merge că, dom'le, a fost înregistrat. Ten Hag a fost înregistrat. Ok, înseamnă că ei au auzit cei de la Aston Villa, au știut strategia, au știut tactica și au acționat în consecință. Repet, pagina întâi din Sun. Sun este genul de publicație care fabrică, poate să fabrice un subiect ăsta. Să pună ei telefonul acolo și apoi să spună, ia uite ce au făcut ăștia, l-au ascultat. Vă aduceți aminte povestea cu Ilie Dumitrescu și cu polițistul, care de fapt nu era și așa mai departe. Aia, cam același lucru. Acum mie îmi vine să și râd. Ce, serios, ce să asculți la Ten Hag? Adică l-a ascultat pe Ten Hag atât de tare Unai Emery că a mers pe 0-0. A zis, băi, eu știu sigur de la sursă, am ascultat. Tactica lui Ten Hag, eu zic să ne apărăm că altfel ne bat ăștia. Că a făcut ăsta o tactică, vai de mine și de mine, e nenorocire. Și știți că circulă un banc apropo de asta, trebuie să o dăm și în zona asta, apropo de Man United și de Ten Hag. Circulă un banc, cum s-a dus în Anglia, dar a ajuns și pe la noi, că l-am citit. Îl scurtez eu puțin, s-a dus Ten Hag la o bancă din Manchester și a vrut să scoată niște bani. Sigur, e banc, nu se mai face chestia asta foarte des. Și oamenii au zis, ok, buletinul, n-am, un ID, n-am. Păi cum merge? Păi n-am, dar nu știți cine sunt, serios, sunt Ten Hag, adică nu mă cunoașteți. Dom'le, da, știți, procedurile noastre, proceduri, nu merge să facem așa. Au mai fost situații
cu tare, cu tare, cu tare. Și cum ați rezolvat, a întrebat Ten Hag. Păi uite, i-am pus pe fiecare să demonstreze ce sunt. Păi demonstrează și tu. Că arată-ne că ești Ten Hag, să știm totuși că ești Ten Hag, ca să nu facem vreun... Și Ten Hag a zis, da, n-am nicio idee, nu, cum să fac. A, ești Ten Hag. Dacă n-ai nicio idee, sigur ești Ten Hag. Bine, ia ce bani, câți bani vrei. E un banc, da, și ăsta pare să fie tot un banc. Că i-a ascultat Aston Villa pe cei de la Man United, care mai nou au și o altă bătaie de cap acum, altă belea, cu Mazraoui, care are, a avut niște palpitații. Opa, a avut niște palpitații și a fost supus unei ușoare intervenții, cred eu, coronarografie. Ușoare intervenție, dar va lipsi și Mazraoui, tocmai când se așezase și Mazraoui acolo, fundaș dreapta. Pe principiu, toate li se întâmplă numai lor, inclusiv povestea asta cu acest telefon care a stat acolo în vestiar și l-au ascultat oamenii pe Ten Hag ce tactică avea să folosească. Ten Hag care, că până la urmă nu avem nicio informație în sensul ăsta, este în continuare antrenorului Man United, așa că în weekend îl vom vedea din nou pe banca lui Man United și tare mie că vom avea și subiect legat de Man United. Am vorbit despre Jurgen Klopp și despre trecerea asta a lui la Red Bull joia trecută la Breaking the News. Dacă ați auzit-o aici prima dată, bine, dacă nu, nu. Până la urmă nu am eu așa orgoliu ăsta. Că s-a dus, că în ziua respectivă s-a oficializat și așa mai departe. Bun. Și am scris eu ulterior un editorial, nu e aici, o să-l găsiți, vi-l arată imediat, o să vi-l arate colegul meu Adrian, pe site-ul nostru, pe sportextra.ro, cu o imagine nouă, are un facelift așa, o imagine nouă și un pic fresh, sportextra.ro, găsiți editorialul despre Jurgen Klopp. Și spuneam eu acolo, domnule, la momentul când am scris eu editorialul, nu se știa. Da, se va ști. Se va afla imediat, se vor ocupa cei de la Bild și vor afla salariul. Uite că s-au ocupat, parcă m-au auzit, sau parcă m-au citit. S-au ocupat și l-au găsit. Între 8 și 11 milioane. 11 milioane, de fapt, că-s niște bonusuri pe acolo. 11 milioane. Așadar, contract pe 5 ani. Bun. 11 milioane pe an, contract pe 5 ani cu Red Bull. Chef, Head of Soccer International, World Global Soccer la Red Bull. Nu mai intru în discuție, găsiți subiectul pe noul meu canal de YouTube, Andrei Niculescu Eurofotbal, îl găsiți acolo, inclusiv cel legat, care mie mi se pare foarte interesant, nu se bate monedă pe el, dar eu cred că are mare potențial de creștere. Acest nou club din Paris, Paris, de fapt nu e nou club, că clubul există, FC Paris sau Paris FC, care e un club mai vechi decât PSG, unde investește și Red Bull, devine acționar minoritar și unde evident că Jurgen Klopp ar trebui să aibă un rol important. M-a adus pe mine gândul inclusiv la Guardiola, am vorbit despre asta în deschidere astăzi la ora de fotbal adevărat. Foarte bine. 11 milioane salariu. Dar, dincolo de asta, un editorial tot în Bild, zice așa, Klopp, selecționer, uitați-l. Nu. Nein. Și explică omul că imaginea lui Jurgen Klopp este serios afectată acum, serios avariată, pentru că Leipzig, am explicat în editorialul de care spuneam, în textul de care spuneam de pe sportextra.ro, imaginea celor de la Leipzig nu e deloc bună. La Dortmund, Dortmund este un fel de șef așa de galerie anti-Leipzig. La primul meci al celor de la Leipzig în Bundesliga, la Dortmund au ieșit niște bătăi crâncene, proteste și așa mai departe. Au trebuit ea de la Leipzig să schimbe traseul. S-a aflat că vor fi pregătite ambuscade și așa mai departe. Imaginea celor de la clubului din Leipzig, RB Leipzig, care nu înseamnă Red Bull Leipzig, cum crede toată lumea, ci Rasenball Leipzig, nu e cea mai bună în rândul fanilor din Germania, care... pentru care fotbalul înseamnă 51% fan, 49% restul. Ok. De aici și discuția că la Naționala Germanii mai degrabă nu.
că mutarea asta nu este una care să te ducă în vreun fel cu gândul că Jürgen Klopp ar viza postul ăsta de selecționer al Naționalei Germaniei, pardon. Acum e rândul Angliei să viseze. Am deschis ora de fotbal adevărat de astăzi cu Anglia. Am vorbit despre actualul selecționer, interimarul Lee Carsley, și despre visul numit Guardiola. De ce nu ar putea să fie și visul numit Jürgen Klopp? Păi, în principiu, de asta, de la cei 11 milioane, cele 11 milioane, cum o fi mai corect, pe care le încasează și pe care Anglia nu îi le poate da, cam pe la jumate așa s-ar putea ridica. Evident, 11 milioane, mult mai puțin decât câștiga la Liverpool, dar la Naționala Angliei nu a primește nici atât. Aici e discuția, asta e opinie, trebuie să o luăm ca atare, nu trebuie să ne bazăm foarte mult pe ea, nu este o informație, este o opinie. Informația e cea de mai devreme cu salariul pe care îl primește Jürgen Klopp de la Red Bull. Hai să mergem puțin în America de Sud, unde se întâmplă niște lucruri. America de Sud e un continent senzațional. N-am fost, îmi doresc și vă sugerez cu toată dragostea și cu cum pot, toate competențele mele, dacă puteți, că e departe și scump, să mergeți. Este toate poveștile pe care le am de acolo, îmi spun că este fantastic. Columbia era neînvinsă, hăt, că avea o grămadă de meciuri neînvinsă în preliminarii pe acolo. Ei nu pierduseră, țineți minte, și ca să nu punem Copa America, în discuția asta. 982 de zile pentru Columbia. Nu ai pierduse din februarie 2022 când jucaseră cu Argentina. În fine, s-au dus în Bolivia și au mâncat bătaie. Bolivia, care și-a schimbat selecționerul. Sincer, cu toată sinceritatea, nu știu cum îl cheamă în momentul ăsta, fără să mă uit. Nu știu cum îl cheamă pe selecționerul Columbiei, dar povestea este foarte interesantă. Bolivia e scrisă pe undeva prin text. Interesant este și faptul că oamenii nu se cramponează de asta, columbienii. Sunt foarte... o iau ca atare, pentru că știu că se întâmplă lucrurile astea. Bolivia și-a dus meciurile în localitatea El Alto. Acum, dacă se cheamă El Alto, n-o fi ceva Bajo, adică jos. Este sus de tot. Mai sus decât La Paz. La Paz era la 3600 de metri, 3600 și ceva, locul în care se jucau cel mai înalt în care se jucau meciurile ale echipelor naționale. Acum bolivienii au zis, ia stai bă puțin, care e arma noastră? Înălțimea. Bun, îi ducem pe ăștia pe toți la înălțime. Ia vede, unde? Păi uite aici la El Alto. El Alto este departe de La Paz, este chiar foarte aproape, doar că e 600 de metri mai sus. Deci este peste 4000 de metri. Pe acest stadion din El Alto este o echipă, ea figurează în La Paz. Se cheamă Always Ready. Normal, ei sunt pregătiți, nu știu adversarii. Ăia de prin Bolivia probabil că da. Ăilalți, cum o fi? Always Ready au luat selecționer de la echipa asta, care și-a adus și o grămadă de jucători, practic jumătate dintre titularii din meciul cu Columbia, au fost de aici, de la această echipă. Bolivia a jucat cu un om în minus de pe la jumătatea primei reprize și cu toate astea n-a reușit Columbia mai nimic. Îmi imaginez cum este să alergi pe la 4000 de metri. Mi-aduc aminte de imagini de la La Paz. Au fost meciurile ale Argentinei și Braziliei, că astea sunt de impact. Argentina și Brazilia. Cu măștile de oxigen, cu jucătorii. Mi-aduc aminte, era mai de mult o imagine cu Mascherano. Era încă jucător și își pusese o mască de oxigen, că nu mai putea omul să respire la La Paz. Cum o fi să alergi la 4200 de metri? Catare. Aici El Alto, 90 de minute în ritmul fotbalului, că nu s-a jucat mergând. Pot doar să-mi imaginez că mai sus de cota 2000 n-a fost. Și n-am jucat fotbal acolo, am stat un pic și am coborât. Dar e o armă. S-au plâns cei drept federațiile din America de Sud. Dom'le, nu-i normal. Adică, serios, nu putem să facem. Asta FIFA a zis, noi ce să facem, dom'le, că asta e țara lor. Să-i punem pe oameni să joace în altă țară, doar că e undeva mai sus, n-avem cum. Asta e țara lor, La Paz. Acum au găsit o altă
localitate și vor spune același lucru. Păi ce să facem, domnule, la ei în țară? Sunt aici, sunt nouă, e o localitate cu 900.000 de locuitori. Asta e situația. Mergeți aici și jucați. Ok, Bolivia, Bolivia nu este o forță. Dimpotrivă. E una din cele mai slabe echipe din America de Sud și din zona asta, CONCACAF. Dar uite că acum, la ora când înregistrez eu, are de jucat cu Argentina în deplasare. Altă poveste. În Argentina, în Argentina. Dar la ora la care înregistrez eu, e pe loc de calificare. Bolivia, pe loc de calificare. Dacă își câștigă meciurile de pe teren propriu, bă, mai scoate ceva, mai ciupește ceva în deplasare. N-avem de unde să... Țintește sus, cum s-ar zice Bolivia. Ceea ce, până la urmă, nu poate fi de acuzat. Asta e țara lor. Cu țara lor, cu ajutorul țărilor, vor încerca să meargă în Statele Unite, visul multor americani, multor sud-americani, vor încerca să ajungă în Statele Unite. Și termin ora de fotbal adevărat de astăzi, că toți suntem într-o perioadă ceva mai relaxată, echipe naționale, mai puțin fotbal de club, mai puțin patos, așa, cu două imagini. Jack Grealish și Erling Haaland. Erling Haaland a devenit recordmenul, devenise istoric al naționalei Norvegii. Acum Norvegia, duminică seara, a încasat o bătaie zdravănă în meciul cu Austria. O avea legătură cu asta, o fi dat Haaland de băut, de două ori. Odată că a devenit recordmen istoric, are 34 de goluri în 37 de meciuri. Precedentul record era de undeva prin anii 30-40. Vă dați seama cât au tras norvegini, ce fotbal se juca și prin anii în Norvegia. Probabil că în ritmul ăsta se duce spre 60-70 de goluri la echipa națională, nu mai bate nimeni recordul lui Haaland. Va fi tată. Haaland va fi tată. Și Jack Grealish va fi tată. Felicitări! Nu avem ce să spunem. Sigur că la Haaland ne așteptam. La Grealish însă, subiectul este Grealish, Jack the Dead. Toți englezii sunt pe tema asta, fac așa, toți, cum e stilul lor. Mai degrabă, nu neapărat amuzați, nu ironici. Pe stilul vesel, de la Grealish te așteptai la orice. Adică te așteptai să închidă o discotecă, să facă tot, să bea toată băutura de la Ibiza. Dar nu te așteptai să fie, dar uite că e. Jack Grealish, dincolo de imaginea asta de băiat rău, este un personaj special, are o soră cu probleme înfiorătoare, puteți căuta, puteți citi, are o boală crâncenă. Și e un personaj special, un personaj foarte atașat de copii și e un model. Acum amândoi se țintește bine, se lovește bine la Manchester, după cum se vede. Acum glumind puțin, să nu aibă probleme Guardiola cu cei doi care se vor odihni destul de puțin. Că în primele luni, e ca în primele luni, mai plânge copilul. Poate nu va fi somnul același spre marea bucurie a adversarilor. Glumind, glumesc acum că la ce posibilități au ei, nu e cazul că nu dorm în garsoniere. Nici Haaland și nici Jack Grealish. Dar mi s-a părut haios așa să termin cu... Să mai ieșim un pic din... încruntarea asta care ne caracterizează din nefericire și să sărbătorim alături de ei, să fie sănătoși, să crească mari, să fie sănătoși copiii, să sărbătorim alături de ei acest eveniment extraordinar, extraordinar din viața oricărui tată. Atât pentru astăzi. Ne revedem joi la Breaking the News. O să vorbim probabil și despre România și despre drumul ei spre preliminarele, cum stă ea pentru preliminarele cupei mondiale, cum stă ea în această Liga Națiunilor și să vedem ce subiecte o să apară până joi. Până joi, toate cele bune!